Salutare tuturor, sunt Andrei și astăzi la Viața Bate Filmul îndurăm gerul bobotezei. N-avem ce face, dacă e sărbătoare și așa e tradiția că trebuie să fie ger, mergem înainte, ne îmbrăcăm mai gros, mergem dimineața la biserică, luăm aghiazmă și după aceea fiecare cu treaba lui. E ger pentru că așa e tradiția. S-a nimerit să fie chiar așa. E bine, nu ne plângem foarte tare. Dacă era cald și 30 de grade, atunci ne plângeam că e prea cald. Acum să ne plângem că e prea frig, n-avem de ce. Vrem și noi să vedem cât de multe cunoașteți despre bobotează și mai ales ne interesează tradițiile astea strămoșești legate de bobotează. Să vedem dacă se mai țin, dacă se mai practică, ce știți despre ele până la urmă. Hai să vedem. Astăzi este bobotează. Bobotează. Bobotează Domnul Iisus Hristos. Bobotează. Da. Da, sărbătoarea botezul Domnului Iisus. Ce? Nașterea Domnului Iisus Hristos. Botezul Domnului Iisus Hristos? Cum să nu știu? Nici asta? Să nu știu? Pentru că în ortodox este o sărbătoare importantă. Botezul lui Iisus Hristos de către Sfântul Ioan Botezătorul. Ca să vă spun și ne aduc aminte, e binele tuturor să avem credință multă. Să avem credința și dragoste unul de altul. Ei, cu aruncarea cruce în apă, cu sfințirea apelor. Cu... Să mergem la biserică, să luăm aghiazmă și nu numai să o luăm, în continuare să avem grijă ca să o luăm, dacă merităm, dacă merităm. Iordan, îți face aghiazmă, îți rugi la biserică, nu. Cruce de gheață, se face în anumite zone, în momentul când e frig, așa iarna, se face și este foarte frumos. Deci, Sfânta Slujbă care se face la biserică, aghiazma, deci apa sfințită, de către Sfântul Ioan în Iordan atunci când l-a botezat pe Iisus? La biserică se merge, se roagă la Dumnezeu, aghiazma se ie, na, să ne rugăm cu toți că să fie pacea în lume. Să avem frumoși tineri, să fie bine și bine. Apa sfințită, după obicei, dimineața se consumă înainte de a mânca ceva, deci, cum se spune în românește, pe stomacul gol. Așa, se stropește în casă, se stropește pământul, la țară, livada, pomii. Cu apa sfințită? Păi luăm. O perioadă cât este voie, după aceea, la anumite necazuri. Așa știam că se procedează. Acum, se sfințește casele. Bine, a fost părintele acum, o sfințit, dar nu este rău ca să sfințăm și mai des. Să ia dimineața înainte de mâncare, 9 zile la rând. Și restul se păstrează tot cu soanele. În caz de fiecare... Cum dorește? O păstrăm în casă pentru diferite evenimente, când avem mai deosebite sau chiar atunci când ești bolnav sau... Zice că e bun și de leac, e bine și de când este omul bolnav să bea 8 zile. Mai sunt, încă la țară încă se păstrează, la oraș mai puțin, dar la țară se păstrează. În special obiceiurile de iarnă. Astea sunt în principal care se țin la țară și se respectă tradițiile, se respectă obiceiurile străvechi. În rest, la oraș mai puțin și condițiile probabil sunt deja natură și la oraș e totuși altfel față de cum se păstrează la țară. Păi eu spun că sunt vii. Mai mult pentru cei în vârstă, dar pentru tineret, cam puțin, că nu cunosc. Nu cunosc și nu vor ca să asculte de sfaturile părinților, știți, în domeniul ăsta. În schimb, e foarte frumos cu cele mai frumoase sărbători, că dacă n-ar fi fost nașterea Domnului, nu era nici învierea.
Sunt, în anumite zone sunt, nu prin oraș, dar în anumite sate se păstrează. Mai sunt, sigur mai sunt, sigur mai, sigur că sunt. Da, nu mai țin minte, că așa mai sunt bătrână și am mai uitat-o ce mai fost, da? E frumos toate, numai să faci să ne rugăm lui Dumnezeu. După o plimbare prin oraș, chiar așa în ziua de bobotează, m-am convins și eu că e ger. De asta am băgat mâinile în buzunar, să mă scuzați, nu mai pot de frig. E gerul Bobotezei. Și ați văzut și voi, unele tradiții încă se mai păstrează, de la mersul la biserică, foarte important pentru mulți, și luatul aghiazmei, care fiecare o întrebuințează cum știe mai bine, până la crucile de gheață, care încă se mai fac la unele biserici, până la scăldatul în râuri, când preotul aruncă crucea și câțiva bărbați zdraveni se riscă și ajung până acolo să o prindă. E un trofeu foarte important pentru ei, dacă putem spune așa. De bobotează, se întâmplă multe. În unele locuri chiar se merge cu colinda. Bine ar fi să mai strângem noi niște nuci, niște covrici, niște portocale. Așa că au trecut sărbătorile de iarnă. Bobotează e și o zi tristă pentru brazi, așa se spune, pentru că cam toți de acum renunță la bradul împodobit din casă. Și ce facem? Așteptăm până de anul viitor. De acum, ce-o fi vom vedea? Noi așteptăm căldura să se încălzească din nou. Veșnic nemulțumiți. Dacă e frig, vrem cald, dacă e cald, vrem frig. Cine să ne mai mulțumească? Dacă vă vine vreo idee de emisiune, aștept un SMS la 0744-238-830. Nu uitați, intrați și pe site-ul nostru www.vbf.ro. Pentru Bucovina TV, viața bate filmul Andrei. De sărbători am pus deoparte pentru tine tot ce e mai bun. La Alsace Mod te așteptăm cu mobilă de lux, modernă, din pal sau lemn masiv, tapizată cu stofă sau piele. Moșul ți-a pregătit reduceri între 5 și 20%. Vă așteptăm pe toți la magazinul Mobila lângă Bucovina, vis-a-vis de finanțe. Living Max la doar 1490 de lei și dormitor Silvia la numai 1060 de lei. Alsace Mod, arta secolelor trecute te va răsfăța. Un ardelean și niște tineri. Unul dintre tineri. Bade, închide geamul că e frig afară. Ardeleanul închide geamul. No, acu-i mai cald afară. Pentru un termopan veritabil, vino la Mava Run SRL. Firma noastră execută tâmplărie PVC sau aluminiu cu geam termopan cu 5 camere de izolare fonică și termică. Profil Aeroplasto Germania 7000, toată gamă de culori. Sticlă termopan 4 anotimpuri, float și low E. Vă mai oferim preț cortină și placări exterioare a Lucobond. Mava Run SRL, în Ițcani, strada Cernuț, numărul 128, lângă podul peste râul Suceava. Telefon 0745 534 272.